Salutare, dragii mei! Bine ați revenit la un nou vlog, mă salutările de mine! Ce ați mai făcut? Cum a decurs? Am avut o seară foarte productivă ieri și astăzi am reușit și de dimineață să lucrez puțin la rochița mea cu frunze. Chiar am prins un film destul de drăguț de Crăciun pe Netflix și, dacă nu mă înșel, se numește Christmas Calendar. Da, puteți să vă uitați, e foarte drăguț așa și de sărbători. Și chiar am avut o oră jumate sau cât a fost filmul de timp în care să-mi lucrez la rochiță și vreau să vă anunț că am reușit să termin prima mâinecă. Ia uitați, o să vă arăt acum. Bineînțeles că aici avem firele astea care ni se agață de cameră. Dar cam așa, ce pot eu să vă arăt. Eu am lucrat aproximativ 45 de centimetri de la sub braț, da? Și am, cum să zic, aici la final, ca să iasă bufantul ăsta, știți că eu pe mâine că aveam 80 de ochiuri, eu am închis două câte două ochiuri, deci din 80 am făcut 40 și pentru că era destul de îngust și andrelele alea mici, chiar dacă sunt mini, era greu de lucrat cu ele. Eu partea de jos am lucrat cu andrele 2,5 din astea pentru șosete, da? Eu în general le folosesc așa la manșete pentru că aici sunt foarte puține ochiuri și e mai ușor. Da, deci nu știu dacă ați văzut vreodată, dar cred că vedeți în tutorialul cu șosete cum se lucrează cu aceste andrele, dar se pun așa câte 10 ochiuri pe fiecare 4. Așa, se împarte în 4, ele stau în 4 așa. Așa, și după aia cu a 5-a andrea lucrați astea 10, după aia cu asta care iese de pe ochiuri lucrați următoarele 10 și tot așa, da? Cine lucrează șosete știe, eu acum explic așa pentru începători. Și eu cu andrelele astea 2,5 am mai făcut 5 cm de manșetă aici, sau 4, nu mai știu câte sunt. Și vedeți, aia este destul de strânsă. Odată pentru că eu am folosit andrele mai mici, eu am 2,5 aici și în al doilea rând eu am scăzut, da, numărul de ochiuri de la 40, am ajuns la, nu, de la 80, am ajuns la 40, scuze, vedeți, se și observă că am făcut scăderile astea, astfel încât mâine ca o să stea destul de fixă pe mână, pentru că aici mâna intră oricum, iar în partea de jos, undeva încheietura unei persoane între 17 și 20 de centimetri maxim sau 13 și nu mai știu. Dar în fine, uitați că se așează bine. Eu am pus-o așa pe mine și este ok. Sper să fie și cu lungimea bine. Nu știu, v-am zis, e o fată mai înaltă ca mine și sper să fie, normal că și mâinile trebuie să fie mai lungi. El acum nu-mi place că am lucrat circular și ochiurile nu sunt foarte egale, dar de-l zăpăcesc eu mașina de spălat și o să se așeze ele frumos. Și uitați cum, că nici nu se observă de gradeul ăsta. Eu tot aștept să se întunece, dar e diferența mică între mâineci și poale o să fie, că mă gândesc că la poale o să fie cel mai închis, da? Așa, și am reușit să termin mâineca asta și m-am apucat, deci am scos andrelele alea mai mici și am pus astea cu care am lucrat și altă mânică, de numărul 3 sau 3,25 sunt astea, nu mai știu eu să văd ce scrie pe ele, nici nu mai văd scrisul, nu știu unde scrie, 3,25 sunt astea. Dar la lucru circular să știți că ochiurile de obicei sunt mai strânse și chiar dacă andrelele sunt un pic mai mari decât astea, cu toate că eu la rochiță folosesc numărul 3, dar fiind mai multe ochiuri, lucrez mai larg. Aici, când sunt mai puține ochiuri pe mânică, lucrez mai strâns și atunci 0,25 ăla în plus aici nu mă afectează cu absolut nimic. Am început să lucrez la cealaltă mânică și bineînțeles că am schimbat gemul. Haideți să vă arăt cât mi-a rămas. Deci, de la mânecă ăsta mi-a rămas, ăsta se duce pe trunchi și acum asta e de la a doua mânecă. Termin și mânecă. Și probabil că o să lucrez o porțiune de trunchi cu ăsta până ajunge el să cântărească fix ca celelalte două de la mâineci. Și în momentul în care ele toate trei o să aibă același gramaj, eu o să le unesc și o să lucrez cum am lucrat în partea de sus cu raglanul, schimbând firele, da? Deci odată lucrez cu un fir, odată cu altul. Eu tot trag de ăsta, că eu l-am lăsat larg, dar totuși, fiind aici schimbarea asta de fir, uitați cum arată pe dos, se mai trage el așa linia asta de raglan.
și da. A, ce vreau să vă mai arăt, uitați, ca să nu-mi iasă pentru că lucrez cu atâtea fire, am pus aici un elastic din ăla, elastic alimentar. Și l-am uitat, l-am înfășurat în jurul unei andrele, vedeți? Ca să, așa, am înfășurat în jurul unei andrele și pe cealaltă am introdus-o aici, între ele. Și e foarte simplu și e la îndemână. Eu nu folosesc capete din alea pentru andrele, pentru că le pierd. Cad printre fire. Și nu le folosesc. Mi-am făcut aici o ciocolată caldă cu aromă de caramel. Din aia de la așa. Și sunt cu pisica mea. Pisica cealaltă doarme lângă mine, să știți. E aici pe scaun lângă mine și doarme. Noroc că nu sfore și nu ne deranjează, da? Hai să mai lucrez la mâinica. Da, deci asta vreau să vă arăt ce trucuri mai folosesc. Și eu aseară mă bătea gândul să mă apuc să mai lucrez puțin la trunchi după ce am terminat prima mâinică. Dar m-am răzgândit pentru că am zis că hai să totuși să scap pentru și așa am aici să mai multe fire și așa, zic hai să termin și cu mâinica ca să îmi rămână doar deja în partea de jos și asta este. Da, și m-am apucat de mâinică. Tot așa am ridicat ochiuri cum v-am arătat data trecută, uitați. E mișto metoda asta, că nici nu aveți nevoie să coaseți, totul e decurge așa într-un mod cât mai natural. Eu mă gândeam să termin și mâineca asta. Eu am probat așa puțin pe mine, doar am tras mâineca cealaltă ca să văd dacă sunt ok cu lungimea și am făcut-o un pic mai lungă decât am eu nevoie pentru mine. Dar aș vrea totuși să termin și mâineca asta și să scot lucrul pe încă o pereche de andrele, adică partea de jos a trunchiului, și să o pun fie pe manechin, fie pe mine. Vreau să văd cum dă raglanul ăsta. Sper să fie ok. Ar trebui să fie ok, pentru că eu până acum lucram altfel acest raglan. Și acum v-am zis, l-am actualizat puțin, l-am modernizat. Și sunt foarte curioasă cum se așează ăsta. Oricum s-ar așeza, eu zic că o să fie bine, pentru că nu are cum să fie altfel. Și chiar mă mir că merg cu rochița asta. Vedeți, dacă lucrez la un singur proiect, merg lucrurile mai repede. Eu am observat. Am foarte multe începute. Am foarte multe începute și aseară chiar m-am mâncat pălmuțele să mai schimb, să mai lucrez la alt proiect. Dar am zis să mă disciplinez și să lucrez un singur proiect, astfel încât să pot să și vă filmez vouă vlogurile astea zi de zi și să vedeți și niște progrese, ca așa dacă eu lăsam ieri, că la un moment dat undeva n-ajunsesem la manșetă jos la cealaltă mânecă și mă gândeam, zic, hai lasă că vă arăt așa că am făcut până la manșetă și asta este. Dar după aia am zis că, măi, dacă mă gândeam eu așa, dacă o să stau și o să mă apuc de alt proiect și o să lungesc cu ăsta mai mult timp, o să vă plictisesc să vedeți aceeași roche în cadru și practic o să filmez ce filmez 20 de zile doar cu o singură roche. Nu se poate, că vreau să vă arăt și alte proiecte. Da, le luăm pe rând așa. Ăsta ar fi primul și cred că este și cel mai de anvergură, ca să zic așa. De asta l-am și ales pe ăsta primul, că e destul de măricel și am să scap de el, în primul rând, adică să știu că e făcută rochița și am scăpat, că după aceea celelalte sunt mai mici. Și nici nu am încă ideile definitivate, vreau să mă mai gândesc pentru alte fete ce mai fac și pentru alți membri de familie, încă nu sunt foarte hotărâtă. Apropo, știți că v-am povestit eu, cred că în vlogmasul de anul trecut, v-am zis cu, apropo, cu cadourile astea handmade, că trebuie să fiți foarte atente cui faceți astfel de cadouri și ce le lucrați mai exact. Adică, în primul rând, trebuie să
vedeți dacă persoana respectivă poartă haine tricotate și apreciază lucrul ăsta manual. 2. Gama de culori e foarte importantă, pentru că unii poate preferă marourile, alții poate preferă culorile mai tare, alții mai pastelate. Deci trebuie să țineți cont de asta. Și în altă ordine de idei, trebuie să vă dați seama și cu mărimile, adică să măsurați persoana respectivă sau să o rugați să vă dea niște dimensiuni sau, na, dacă e vorba de șaluri, acolo nu aveți ce să... Trebuie să vă gândiți și la ce haine exterioare au, poate pentru șaluri mai ales, trebuie să țineți cont și de asta, da? Ca să, dacă tot munciți, persoana respectivă să poarte lucrul ăsta. Eu știu că culoarea preferată a acestei fete este turcoazul și m-am gândit că o să-i placă nuanța asta și degradeurile. Ei plac foarte mult degradeurile. Și atunci s-a nimerit firul ăsta să fie și degrade și turcoaz și mă gândesc că o să-i placă și am văzut că poartă, își cumpără haine din astea tricotate, dar mă rog, la mașină, din mall-uri, din magazine, da? Și mă gândesc că o să-i placă rochița asta. N-ar avea de ce să nu-i placă, mai ales că e și culoarea ei, e și mărimea ei, zic eu, că așa din câte știu eu din ochi la cum arată, eu zic că o să-i vină. Și oricum, eu v-am zis, în partea de sus la raglan, eu pic o să calc cu firul de călcat ca să se așeze frunzele aia frumos, să fie frumos aranjate, da, îndreptate. E foarte important să fie totul foarte frumos și elegant. Da. Asta e în perioada asta, ce să facem. Nici nu, mi este și groază să număr câte proiecte am început, pentru că am început ceva, după aia au intervenit altele și tot așa mai departe. Și le-am strâns toate, pentru că le aveam în coșulețe prin casă și le-am strâns pe toate și le-am băgat într-un dulap pe un raft. Și mi-e și frică să-l deschid. Și am lăsat doar rochia asta afară, adică ca să fie în ochii mei și să o termin cât mai repede, să nu vă țin aici 100.000 de ani. Da. Cu ea și eu vreau să mai termin din ele, abia aștept. Că mă mănâncă palmele să încep altceva, că mai am o idee foarte năstrușnică, dar mă abțin cu greu. Am zis, nu, trebuie să mă motivez să termin ce am început. Și după aceea, vedem, cred că din ianuarie, dacă reușesc până la sfârșitul lunii să termin tot ce am în coșuri, ar fi super, da? Nu știu, că la unele dintre ele am de filmat și tutoriale și tutorialele astea durează și, nu știu, și explicații și bla bla blauri. Vedem cum se așează lucrurile, nu? Bun, drăguții mei, cred că eu mă duc să-mi continui frumos aici lucrul la mâinecă și vă las să vă delectați și voi cu o ciocolată caldă sau cu un vin fiert, la un film sau, nu știu, la ce vreți voi. Și ne vedem mâine. Vă arăt ce am mai făcut eu pe aici. Dar sper să am și astăzi sporul ăsta și să termin mâine ca asta și să încep să lucrez la trunchi. Mi-ar plăcea foarte mult. Că deja, eu când scap de raglane, deci până la sub braț mi se pare foarte dificil. Momentul în care deja separi mâinecele și trunchiul, mi se pare că merge mai repede, nu știu, sau mi se pare mie. Dar exact momentul ăsta, că până ajungi la sub braț, mai ales că sunt și foarte multe ochiuri, grămadă așa, și probabil că din cauza asta mi se pare așa de dificil. Că acum, na, lucrând mâine ca e totul foarte ok, zic eu. Și o să măsor acum, pur și simplu o să pun mâineca asta lângă cealaltă ca să fie identice, să fie egale. Și o să lucrez în același mod. Acum stăteam și mă gândeam că mi-am dat seama că un ghem din ăsta are 150 de grame și în total ele fac 450 de grame. Deci ar trebui să-mi ajungă la rochie și să-mi și rămână. Dar o să o fac eu foarte cloș, cred. O să o împart în mai mulți clini
și o să fac destul de cloș, pentru că până la genunchi aș mai avea de lucrat, nu știu, gen un 50 de centimetri și cred că cu astea 3 gheme care rămân, cu resturile astea mi iese și nu o să mai fie nevoie să mai adaug un ghem. Și nici nu, v-am zis, nici nu vreau să mai adaug un ghem, că nu are rost să o fac rochia de 600 de grame. Las-o așa, că să fie și mai scurtuț așa. E și mai ușor de purtat, cu o pereche de cinci mai lungi, o să arate foarte bine. Foarte, foarte bine. Și eu știu că ea are o haină neagră care o să meargă la rochița asta. O să meargă chiar perfect. Și vreau să nu fie foarte lungă, ca să poată să o poarte la haina pe care o are, are ceva mai scurtuț așa și o să meargă. Da. Bun, haide că vă las acum. V-am arătat ce am avut de arătat. Sper că și voi lucrați ceva interesant pe acolo. Și noi ne vedem. Ne vedem mâine. Da, dragii mei? Vă pup! Pa, pa!